Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou unboxing pe Go4it. Astăzi avem telefonul Huawei Nova 5T, cel mai recent model al companiei lansat în România și unul dintre cele care încă folosesc Google Mobile Services. Avem versiunea cu 6 GB RAM, 128 GB stocare internă pe culoarea Crash Blue. Culoarea Crash Blue este una dintre cele trei culori pe care le avem disponibile în România, celelalte fiind negru și mov, cea mov având și o textură așa mai specială. O să fiu complet sincer, acest telefon a fost deja deschis înainte să ajungă la mine, dar este resetat din fabrică, iar accesoriile nu au fost folosite înainte. Acesta este telefonul. Iată. Modelul 5T în versiunea albastră. Are un design așa holografic, să zic. Tot ce se reflectă în el apare într-un fel așa 3D, iar centrul unei raze de cerc este undeva în jurul camerelor. Nu știu cât de bine se vede. Se poate vedea becul pe care îl folosesc pentru iluminare. Interesant. Avem un sistem de 4 camere. Cred că cea din mijloc este cea principală. Avem o cameră ultra-wide, o cameră macro și o cameră pentru calcularea adâncimii. Huawei. Aici avem partea de cartelă SIM, ușița aceea, pe care aș dori să o scot pentru că sunt curios să văd ce format au găsit cei de la Huawei. Acest telefon este obligatoriu nou și de aceea au putut să și folosească acest format cu Google Mobile Services. Deci avem două sloturi pentru SIM, nu avem un slot pentru microSD. Pot fi folosit doar două cartele SIM cu acest telefon. Și spuneam că nu este complet nou, este același telefon pe care l-am văzut acum câteva luni sub numele Honor 20, pe care compania l-a prezentat la Londra și apoi l-a lansat doar în câteva regiuni. Avem un încărcător rapid cu 5V 4,5A, adică 22,5W de încărcare rapidă, dacă nu mă înșel. Este aceeași tehnologie Huawei Supercharge pe care o vedem și pe alte modele, un încărcător destul de mare, dar totuși destul de compact pentru ce viteză de încărcare oferă. Un cablu cu mufă USB Type-A și USB Type-C pentru încărcare. Scrie 5A pe el aici, dacă se vede. Și o altă chestie interesantă, nu are o pereche de căști, dar Huawei oferă pe 5A, în cutia lui 5A, un adaptor de la USB Type-C la jack de 3,5 mm, ceva ce găsim foarte rar pe telefoanele din ultima perioadă. În fine, hai să și pornim telefonul, dar nu înainte să analizăm un pic elementele sale. Pe lateral avem un buton de power, acesta este butonul de power care are și senzor de amprente integrat. O soluție destul de elegantă. Dacă soluția cu senzor de amprentă în display este scumpă, aceasta este destul de ieftină pentru că există de câțiva ani. Aici avem butoanele de volum, iar în partea de jos avem portul USB Type-C. Nu avem un jack și de aceea avem și acel adaptor în cutie. Iar în partea de sus poate fi observat aici un port infraroșu pentru controlul electrocasnicelor din casă. Și acum să-l pornim. Telefonul rulează EMUI 9.1, dacă nu mă înșel. Este versiunea bazată pe Android 9 Pie. Nu este încă un telefon cu Android 10. Dar asta nu este o problemă pentru că Huawei este o companie cunoscută pentru update-uri destul de rapide. Deja multe modele de
dispozitive flagship, cel puțin oferă măcar un beta, dacă nu versiunea finală de Android 10. Și o altă chestie foarte interesantă, camera este integrată într-un decupaj aici. Este un ecran perforat. Așa, hai să vedem. Avem limba română? Avem. Începeți utilizarea. România. Next, next, next. Nu băgăm o cartelă SIM. Nu ne conectăm la Wi-Fi și toate cele. Hai să vedem amprenta cât de bine funcționează. Punem un pin general. 1, 2, 3, 4. Și hai să vedem cât de repede o înregistrează. Pare să funcționeze foarte bine, ba chiar un pic mai bine decât cel de pe Xperia 5, pe care l-am folosit în ultima perioadă. Și Xperia 5 avea un senzor tot amplasat pe laterala din dreapta, însă acela oferea doar un senzor separat, butonul fiind amplasat sub acesta. Ok. Ok. Bun. Odată ajuns și în meniu, vedem că este vorba despre un telefon Huawei obișnuit. Nu avem un app drawer, pentru că Huawei preferă să ofere toate aplicațiile în meniul principal, o caracteristică similară cu cea de pe iOS, de exemplu. Avem doar două pagini de aplicații și aici partea de Google Discover. Poate fi activat un setup de aplicații. În partea de sus, notificările și setările rapide și butoane pentru navigație, dar pot fi activate și gesturi, dacă nu mă înșel. În același timp, hai să verificăm versiunea de EMUI, da? 9.1, dacă se vede. Este un Nova 5T echipat cu un procesor high-end de la Huawei, modelul de top de anul trecut, Kirin 980, același procesor pe care îl găsim și pe Huawei Mate 20 Pro sau Huawei P30 Pro sau P30 normal. Este un procesor în continuare destul de puternic. Avem 6 GB de RAM, cum spuneam anterior, și 128 de GB stocare. Rezoluția este Full HD+, iar display-ul este un IPS. Nu este OLED, de aceea probabil că nici n-au integrat senzorul de amprentă în ecran. Iată cât de repede funcționează. Hai să vedem camera, că aceasta ar fi o parte importantă a acestui telefon. Vorbim despre o cameră principală de 48 megapixeli. Spunem noi și un subiect. Deci o cameră principală de 48 megapixeli, similară probabil cu cea de pe View 20, dacă nu mă înșel, era o cameră similară. Face și un zoom 2x digital, dar face crop pe senzor, ceea ce înseamnă că nu se pierde calitatea. Iată 2x, 1x, a trecut deja pe ultra-wide. Deci camera ultra-wide, hai să vedem care este, e cea de sus. Aceasta este ultra-wide. Ok, camera principală este cea din centru, da? Tot în centru se face și zoom. Iar camera de jos, de aici, este camera pentru portret, care trebuie să detecteze o față pentru a funcționa, deci nu funcționează pe obiecte. Și mai avem camera macro, pe care trebuie să o activăm prin modul super macro. Și ne ducem foarte, foarte, foarte aproape de subiect. Această cameră are nevoie de foarte multă lumină, în principiu. Și focalizează la 4 cm, spune aici. Este o cameră de 2 megapixeli, deci calitatea nu este extraordinară, dar este de ajuns pentru rețele de socializare și story-uri. Iar camera frontală este destul de standard. Parcă are 32 de megapixeli, dacă nu mă înșel. Nu este extraordinară. O să-mi fac un selfie. Oglindă oprită.
dar prinde destul de bine detaliile și focalizează destul de bine. Altă caracteristică, are 3750 de mAh bateria, ceea ce înseamnă că ar trebui să ofere cel puțin o zi de utilizare, dacă nu mai mult, în funcție de cazul de utilizare. Și ca să vedeți, nu m-am conectat la un cont de Google Play, dar are Google Play preinstalat, deci nu ar trebui să fie nicio problemă cu acest telefon din punct de vedere al funcționalității. Urmează să-l testez în următoarele câteva zile și să revin cu un review complet. Uite, are și App Gallery-ul celor de la Huawei preinstalat, cum am găsit pe mai multe telefoane Huawei din ultimii câțiva ani. Și voi reveni cu review-ul complet pe goforit.ro. Cam atât pentru acest unboxing. Telefonul arată foarte bine. Cum spuneam, este un design pe care l-am mai văzut la Honor 20. Este un design atrăgător, arată bine, simte bine și are un preț destul de bun. L-am văzut deja la ofertă de Black Friday la prețul de 1699 de lei. Deci pentru banii, pentru un dispozitiv, să zicem, mid-range, primești un hardware destul de puternic pentru a fi considerat high-end chiar la jumătatea anului acesta. Este un telefon puternic, are funcții AI peste tot, în cameră, în sistemul de operare și așa mai departe, deci n-ar trebui să dezamăgească la aceste capitole. Vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți pe GoForIt pentru alte clipuri de acest gen, pentru știri zilnice pe GoForIt.ro și review-uri detaliate tot acolo. Eu am fost Cătălin Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!